Biblioteca județeană Petre Dulfo a găzduit ieri vernisajul expoziției de pictură intitulată Însetată de frumos. Aceasta este semnată de maramureșanca Zora Mihalca, ce după o perioadă petrecută în Franța a revenit acasă cu o expoziție personală. La întâlnirea cu artista și lucrările sale au fost prezenți mai mulți pictori maramureșeni care au apreciat tablourile realizate de Zora, originară din Remetea Chioarului. Suntem la o sărbătoare deosebită de suflet, și sufletul cel care prezintă această minunată lucrare este sufletul doamnei Zora, care este născut, dotat din naștere cu aceste minunate inclinații spre pictură. În perioada care a lucrat în Franța, Zora Mihalca a participat la mai multe ateliere de pictură, unde a întâlnit mari artiști francezi, care au determinat-o să realizeze propria sa expoziție. Am lucrat în cadrul primăriei din Nîmes, un mare oraș din Franța. Am lucrat în cadrul muzeelor. Am avut ocazia să văd tablouri și expoziții fantastice. Și m-am impregnat așa, puțin câte puțin, de atmosfera asta. Iubitorii de artă pot vizita expoziția Însetată de frumos la Salonul Artelor până în 5 iulie.